Juventus e cu un picior în B, iar cu celălalt e în aer, uite așa, și tocmai îl pune acum tot în B și pe ăla. Nici nu vreau să-mi imaginez ce o să fie cu fanii, cu ultra și ce mișcări sociale în... Chiar unde? Știe cineva dacă Juventus are stadion propriu? Adică, na, unde vor ieși zecile de mii de fani? Unde vor merge suporterii să protesteze împotriva conducerii? Hens, niciunde. Juventus București se numea până nu demult Juventus Colentina. Acolo avea și stadionul. Terenul pe care se afla stadionul a fost însă revendicat, așa că Juventus joacă pe unde apucă. Dacă vă amintiți, anul trecut juca pe la Ploiești. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Altfel, Juventus București este echipa cu cel mai longeviv patron. Și nu din cauza că la FCSB a venit Vasi sau cum naiba aș mai zice acu Gigi. Ilie Ionel Ciuclea îl cheamă pe omul de afaceri care deține Juventus din 91. Îi se zice regele gunoaielor. Legătura cu mizeria nu vine din faptul că și-a lăsat familia pe drumuri pentru o secretară, ci pentru că din gunoi a făcut banii. Omul este și, atenție, membru al Ordinului Templierilor. Tadam! Știți cum e, dacă vrei să faci bani din gunoaie, păi trebuie să te iei după miros. Unde pute, hop și tu! Eu vă mulțumesc și numele colegilor mei și al grupului nostru pentru faptul că ne-a dat posibilitatea să fim aici. Da, frate, omul se îmbracă în costum popular pe la televizor. E genul acela de băiat, e bine de tot. Și asta nu e nimic, n-ai stadion, n-ai șanse, n-ai puncte, n-ai patron întreg la bidon. Mai vine una tare din urmă, trebuie să-ți schimbi numele. Da, cei de la Juventus Torino se pare că vor obține ca Juventus București să nu mai poată folosi acest nume. Asta și pentru că Juventus de acum n-are nicio legătură cu celebra echipă Juventus București din perioada interbelică. O zice chiar Ciuclea, cu gurița lui. Numele l-am ales parțial pentru că sunt suporter al lui Juventus Torino, dar și pentru că am vrut să continuăm tradiția clubului Juventus București. Acesta a fost înființat în 24 în zona cartierului nostru, dar în 1948 a fost mutat la Ploiești și a fuzionat cu petrolul. Băi, băiatule, nu mai vorbi de petrolul, că ai dat face cu mine, da? Frumos, ce să zic, a vrut el să continue tradiția, mă, fără acte, fără nimic, i-a plăcut lui așa. Umbli de scul și cu izmelele rupte în fund. Ce vreau să spun, e ciudat, mă, e ciudat, nu poți să nu recunoști că e ciudat. Să ai în prima ligă o echipă fără nimic, suporteri, stadion, iar numele să fii pe cale să-l pierzi. Frate, ce e asta? Unde se duce fotbalul românesc? Păi se duce unde se duce și Juventus sau Marinella, cum probabil o va chema pe echipa asta de la anul. Se duce în B. Și în B când te duci contează cu ce viteză te duci. Că poți să te duci cu viteză prea mare și să te oprești tocmai în C. Pe onoarea mea că nu e agresiv, ce dracu? Da, singura miză e pentru Concordia, care după ce bate la Botoșani în 10 oameni, joacă acasă cu Dinamo de zici că tocmai câștigase campionatul și a trimis vedetele în vacanță. Concordia e acolo, la bătaie cu Gazul, cu Voluntari și cu Timișoara. Acum, apropo de Juventus și de retrogradare, eu nu cred nici pe asta cu, domne, să fim acolo unde ne este locul. Cocoș, locul tău e exact ăla pe care stai, în play-out, în divizia B sau în neant. Da, zic, dacă tot e să bagi niște bani, dacă tot e să susținem niște echipe, să fie unele cu public și cu o oarecare tradiție, nu? Că fără public nu există nici fotbal, tăticu. Altfel, domnul Ciuclea, român tradiționalist, naționalist și foarte sănătos, deține corul Divina Armonie, singurul cor particular din România. Practic, dacă mănâncă mici și bea bere cu prietenii, poate să cheme corul să le cânte imnul Champions League, nu? Dar noi nu mai cântăm, nu mai... Oh, să ziceți că am eu ceva cu echipele astea la care, domne, s-a muncit totuși, în care s-au băgat niște bani, că n-au apărut așa peste noapte în Liga 1. Bine, hai să vă întreb eu pe voi, după mai bine de 30 de etape din campionatul ăsta memorabil, în care, uite, e bătălie și la cap și la coadă, cine e antrenor la Chiajna? A? Ce sistem de joc a folosit Concordia anul ăsta? Cum îl cheamă pe portarul de la Juventus? Haideți, mă! Vă spun, e greu și cu Google să răspundeți rapid. Că de-aia e nasol să te cheme ca pe alții. Puneți, mă, nene, fece nimeni sau ce se nu contează. Fă-ți treburile pe aici, gâdilă orgoliile primarului și businessmenului din comună și întoarce-te ușurel la ale tale. Asta e Liga 1. Nu se joacă cine știe ce fotbal, dar măcar știm și noi
cine îl păcălește. Ah, am uitat de recomandarea de carte, ca în fiecare săptămână, așa cum v-am promis, m-am apucat de Creierul, povestea noastră, o carte extraordinară, am parcurs ceva din ea deja și pot să spun asta, David Eagleman, e o carte scoasă la Humanitas, el a scris și Incognito, am luat-o și pe aia am înțeles că e chiar mai bună decât asta, Creierul, așadar, povestea noastră. Ne vedem mâine!